Handbaliștii gorjeni au în proporție de 70% asigurată prezența pe prima scenă a handbalului românesc pentru sezonul viitor. Cu două victorii din trei posibile în play-out, echipa de handbal mai are nevoie să câștige doar două meciuri din cele 7 rămase. După ce au reușit să câștige ultimul meci jucat la Vaslui în compania echipei HC Vaslui, scor 28-29, șeful secției de handbal de la Energia Doru Geamănu s-a declarat foarte mulțumit de rezultat și spune că această victorie îi scutește pe gorjeni de unele griji pe plan sportiv. Este un rezultat foarte bun pentru noi, practic ne scoate din zona de baraj a locurilor ce duc la acel turneu de baraj. În acest moment avem 11 puncte față de Vaslui și 2 puncte în fața echipei Minaur. Important e că am învins Vasluiul la ei acasă, iar asta ne scutește de grijile în plan sportiv pentru mai departe, spune șeful secției de handbal de la Energia, Doru Geamănu. Energia Târgu Jiu va disputa următorul meci pe teren propriu sâmbătă, ora 17, în compania echipei CSM Ploiești.